Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Discutăm astăzi despre performanță în administrație, discutăm despre provocările din administrație și o să discutăm pe larg astăzi despre ce înseamnă municipiul Hunedoara dus la următorul nivel. Vedem care este acest următor nivel din foarte multe puncte de vedere cu invitatul meu, domnul Dan Bobouțanu, primarul municipiului Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Sărumile, mulțumesc pentru invitație! Provocările sunt multe, cu siguranță, în ceea ce privește administrația, în general vorbind. Din afară, din exterior, pare destul de ușor. Ești primar, mai semnezi din când în când câte un document, ieși sau nu la birou și toate lucrurile merg bine sau nu, dar atunci când vine vorba de pus până la urmă în practică ideile cu care pornești la drum, de scris, de implementat proiecte, care nu sunt deloc puține în municipiul Hunedoara, cred că lucrurile încep să se complice. Mă gândeam în timp ce veneam către dumneavoastră cât de repede au trecut acești 8 ani de zile de când sunt eu primar și de când administrația locală în ansamblu lucrează pe aceste proiecte. Și au fost zile în care am dorit să văd cam cât am făcut, cât am lucrat. Și am început să mergem pe diferite șantiere, dar nu reușeam, evident, într-o săptămână să le parcurgem pe toate. Practic, zeci de străzi reabilitate, grădinițe, școli generale, licee, aproape toate, lucrările la spital pe două proiecte, lucrările la castel, lucrările la parcul din centru vechi, muzeul fierului, pietonalele Albiarului Cerna, pietonalul Corvin, scările de la poliție, am putea spune toate că alveolele, semafoare. Stricați piața, pentru că sunt mulți primari care nu reușesc să facă. Am fost foarte mândru de acești oameni care lucrează la primăria Hunedoara, cărora nu le este ușor ceea ce fac, pentru că volumul de muncă nu este doar pentru 8 ore, asta este clar, și nu există sâmbătă și duminică să vii liber, pentru, cu siguranță trebuie să răspunzi la un mail, trebuie să trimiți rapid un document. Din punctul meu de vedere, cred că am făcut ceea ce trebuia. Nu a fost ușor, dar există într-adevăr o satisfacție mare. Azi dimineață am întâlnit două persoane de vârsta a treia, un domn și o doamnă stăteau în parcul din centru vechi pe o bancă, vremea foarte frumoasă, și zic, ce faceți la ora aceasta destul de matinală? Zicea, ta, ne place să stăm să vedem cum se lucrează, cum ați făcut parcul, ce urmează. Cred că lumea apreciază ceea ce au muncit acești oameni din primărie. Și apreciază și faptul că ați reușit, dumneavoastră, echipa pe care o coordonați și întreaga comunitate până la urmă, să readuceți Corvinul în atenția tuturor hunedorenilor și românilor mai ales. Haideți să vedem câteva imagini de la, cred că, cel mai zbuciumat meci care a avut loc, Corvinul, CFR Cluj, care a stârnit așa foarte multă empatie, bucurie și de toate, să nu uităm că la meci am avut un record de spectatori. Haideți să vedem imaginile, după care vom discuta pe baza lor. Acum, da, sigur, okay, că da, 12.000, chiar 15.000, cred că cifrele au fost, s-au schimbat așa de la o oră la alta, au fost în tribune. Într-o dinamică. Exact, exact. Ați reușit să
faceți din această echipă mai mult decât o echipă de fotbal, o comunitate până la urmă. Da, noi în 2021 am început, practic, la finalul anului 2020, începutul anului 2021, știind că urmează centenarul, atunci am luat legătura cu câțiva oameni care se pricepe, evident, printre Andone, Nea Remus Vlad, Bogdan Apostu, Dan Colezniu, Sorin Cimpoca și am spus, haideți că este momentul să scriem o strategie pentru sport. Avem să scrieți o nouă filă de istorie până la urmă. Nu neapărat la vorba de un proiect în principiu, așa cum avem strategia pentru dezvoltare durabilă, strategia pentru regenerare urbană, mobilitate urbană și aici la bază a stat un document de câteva sute de pagini și atunci am pus fiecare pas. Ei știau ce este de făcut, eu le spuneam cam ceea ce aș dori. Așa s-a născut acest proiect, într-adevăr el se numește Un oraș, o comunitate, o echipă. Încercarea noastră era de a crea un club al comunității locale, de altfel și forma de organizare fiind de drept public așa a fost gândită, ca să nu se mai piardă acel brand al Corvinului, pentru că până la urmă suporterii sunt cei care au avut dreptate. Brandul era foarte important, fotbal exista, dar nu juca clubul, echipa sub acest brand. În 2021 primul pas a fost făcut cu crearea unei echipe competitive de Liga 3, aducerea unui întreg staff tehnic, aia a fost dorința mea, aduceți toți jucătorii și aduceți întregul staff tehnic. Bogdan Apostu s-a ocupat de toată această problemă. Max, într-adevăr, i-a vizionat pe toți și la final și eu mi-am dat acordul, ei să și pricepeau cel mai bine. Am recuperat ulterior brandul doar din bani privați, din banii celor care erau în jurul meu, vă spun și Laurențiu Nistor și Costel Avram au dat bani și sunt mulți alții, o listă întreagă care am publicat-o. Și ușor, ușor, accederea în Liga Secundă și am ajuns aici. Este un drum, într-adevăr, de 3 ani de zile parcurs. Strategia aceasta se desfășoară pe 10 ani, 2021-2031. Putem să spunem cu aproximație și anul în care vom ataca Liga 1 și să sper că vom și ajunge în Liga 1. Și în această strategie este inclus și construcția stadionului, dar și construcția bazei sportive din jurul stadionului, pentru că deja și acolo am găsit soluții și urmează chiar anul acesta, terenul de zgură va fi transformat în teren sintetic cu tribune, va fi o sală de sport, o sală mai mică pentru alte discipline, un alt teren cu pistă de atletism, pentru că terenul mare nu va avea pistă de atletism, 5 terenuri de tenis de câmp. Deja și acolo suntem cu pași, ne îndreptăm cu pași rapizi spre începerea construcției, spre votarea puzului în Consiliul Local. Nu este doar o echipă de fotbal făcută la întâmplare, hai să avem și noi unde să mergem sâmbătă, duminica, ci este un proiect la care ține foarte mult, îl mediatizăm foarte intens, dar cred că de data aceasta, prin victoria și accederea în semifinale, banii pe care ar fi trebuit să-i dea comunitatea pentru mediatizarea acestui proiect, nu ar fi ajuns întreg bugetul local să plătim. Ați văzut toate site-urile, toate emisiunile de știri de pe canalele, nu doar locale. Toate jurnalele de sport până naționale, la urmă, internaționale. Au început cu Corvinul Hunedoara, exact. Da. Și să nu uităm, după acest meci, antrenorul CFR-ului, Adrian Mutu, a demisionat. Adică șocul a fost foarte mare. A fost privit și ca, cum să zic eu, un miracol fotbalistic, o echipă de Liga 2 care vine din Liga 3, de fapt, care vine din Liga 3, să elimine o campioană a României, 5 titluri de campioană a României, este imens la acest nivel și imaginați-vă, bugetul lor este mai mare de cel puțin 7 ori decât bugetul acestui club. Spunea chiar Adi Mutu în interviul acordat imediat după meci că probabil salariile a 3 jucători de la CFR reprezintă întreg bugetul Corvinului. Eu cred că 2 jucători de fapt, pentru că cunosc salarizarea. Nimic nu este lăsat la voia întâmplării, chiar dacă unii s-ar putea să creadă că vin doar în tribune și mă bucur de spectacolul fotbalistic. Nu. Îmi fac timp și pentru acest proiect. Mă duc la stadion când trebuie să avem întâlniri sau îi chem la mine la primărie.
stabilim împreună salarizare, stabilim împreună condițiile, cazare, masă, cât costă, urmări hotărâre de guvern care ne permit finanțarea, până la ce nivel. Nimic nu este lăsat la voia întâmplării. Îmbucurător este, pe lângă miile de spectatori care încep să vină la aceste meciuri, încep să vină și foarte mulți copii, foarte mulți sponsori, foarte mulți sponsori care completează bugetul local și nu peste ceea ce am promis noi din bugetul local, ci în cadrul acelui buget, deci practic comunitatea ușor-ușor începe să aibă cheltuieli mai mici decât inițial când ținea singur această echipă, acest club, iar în la începutul mandatului viitor, dacă voi câștiga alegerile, deja Consiliul Județean este pregătit, noua formă de organizare, se trece în drept privat, se va susțină, fi un club totalmente privat. Dar va fi un mixt Consiliul Județean, Primăria Hunedoara și o societate comercială a Primăriei Hunedoara, privat în acte, pentru că finanțarea este tot din partea comunităților locale. Grija noastră este foarte mare pentru păstrarea brandului. Să știți că se fac foarte multe greșeli și la nivel național cu aceste branduri, iar după ce nu-l mai ai, îți dai seama de importanța lui și de faptul că brandul este o componentă importantă în atragerea spectatorilor la jocurile sportive. Vrem să avem totul sub control, vrem să nu ne batem joc de banul public. Iar noul stadion se va construi. Noul stadion se va construi. Pentru că s-a scris foarte mult și vrute și nevrute despre acest stadion. Ok, dar de regulă în campaniile electorale încep unii politicieni să-și dea cu părerea de afară să cunoască sau poate cu rea voință induc publicului. Ba că sunt, vor fi prea puține locuri pentru... A, nu, sunt locuri destule. Să dea domnul ca la fiecare meci să fie un stadion de 10.000 de oameni. Bun, acum CFR Cluj nu vine de fiecare dată. Ai avut 12-13 mii de spectatori, dar nu de fiecare dată vine CFR Cluj sau FCSB la Hunedoara. Dar pentru comunitatea noastră, ținând cont de faptul că suntem un municipiu de rangul 2, acest stadion se impunea a se construi. Nu poți să faci un stadion de 30 de mii de locuri să... la o populație de costurile 60 și ceva de mii de locuitori. Costurile de întreținere sunt administrație locale și acolo trebuie să fii foarte atent cu aceste costuri, cu mentenanța stadionului. V-ați făcut niște calcule. Am făcut deja niște calcule. Totul este calculat din timp. Mie nu plac surprizele. Hai că vin până la tine. De ce vreau să-ți fac o surpriză? Nu vă spune tu la telefon ce ai de spus. Să pregătesc ceea ce este de pregătit. Nu vrem să avem nicio surpriză, vrem să fie totul calculat. Sigur că da, sunt întâmplări în viață care îți dau peste cap anumite planuri, dar întotdeauna există și un plan B, iar administrația locală este pregătită și pentru planul C. Ați cam demonstrat în ultimii ani acest lucru, că tot timpul ați venit cu planuri de rezervă la rezervă, cum se spune. Totul este în mișcare. Exact, în mișcare, și trebuie să țineți pasul până la urmă, pentru că ați stabilit cumva un standard și uitați, de exemplu, nu puteți decât să mergeți mai sus de acel standard. Vreau să vă completez. Ați arătat intrarea în semifinale, nu? Victoria cu CFR. Urmează jocul pentru a pătrunde în finala Cupei României, jocul din semifinale cu FC Voluntari. Am avut deja chiar a doua zi după meci sau a treia zi o întâlnire cu toți cei care se ocupă de organizarea, care s-au ocupat de organizarea primului meci, care se vor ocupa de organizarea celui de al doilea meci. Am tras concluzie ce nu a fost bine, pentru că au fost lucruri care nu mi-au plăcut, care nu le-au plăcut și lor probabil, dar nu știu de ce nu le-au spus atunci, și am zis, haideți din nou, firma de pază, vreau să suplimentați, să dublați numărul de stewards. Deci am cerut încă 100 de stewards, ca să vă imaginați cât de mult încercăm să menținem această organizare, să avem toate căile liber de acces, treptele, să nu se întâmple ceva cu cineva. Am discutat cu poliția locală unde s-au produs ambuteiaje, pentru că au fost ambuteiaje, măsuri de siguranță duse la extrem. Inclusiv faptul că unii și-au au cumpărat bilete online și au redirecționat biletul pe telefon altora. Cum a fost acea ambulzeală la porți, a fost destul de greu de scanat și am spus ok, atunci nu vor mai intra
pe toate porțile, cei cu bilete online pe unde vor, vor intra doar pe o singură poartă. Vom pune la dispoziție 1000 de bilete online, iar aplicația de pe telefon va fi gestionată de către doi oameni care vor sta acolo, soțiți de alți doi stewards de la firma de pază și securitate, și vor verifica fiecare bilet scanat. Că le-a trecut prin cap unora să facă lucrul acesta. Am mai avut o problemă cu invitațiile. Au fost pentru sponsori invitațiile, că nu se dau pentru altcineva. Și am spus stop joc. De data aceasta, pentru că și-au falsificat foarte mulți invitațiile, am zis nu mai vreau să se intre cu invitații. Toată lumea trebuie să intre cu bilet și să avem și un respect pentru cei care au făcut abonament. Care au fost oameni pasionați de fotbal. Corect. Și și-au făcut un abonament și care au și abonament pentru meciurile oficiale din Liga 2 și care îl pot folosi și la Cupa României. Au scaunul lor, au abonament, pot intra fără nicio problemă. Și atunci, cei cu abonament și cei cu bilet și atât. Inclusiv am cerut ca copiii să fie soțiți de adulți. La 20 de copii, sau mă rog, cum se gândesc ei acum, cum vor analiza și din alte părți, obligatoriu trebuie să fie un adult. Am văzut foarte mulți copii sub 14 ani care n-au fost însoțiți la meci de nimeni, ceea ce nu este ok. Trebuie să cam avem grijă. Într-o îmbulzeală, Doamne ferește, se poate întâmpla ceva. Organizarea trebuie dusă în extrem. Le-ați găsit și soluții pentru acestea. Și ducem organizarea în extrem și înainte de meci va urma a doua ședință, unde iarăși din nou luăm pe unde se intră, pe unde se iese, cine stă pe scările de acces, unde sunt stewardii, cine controlează biletele, cine controlează online-ul. Până la meciuri cu voluntari, mâine... Mâine mai avem un meci cu Unirea Slobozia, exact. De pe locul întâi. Să sperăm că vor veni hunedorii în număr mare, pentru că am cerut televiziunilor să pună meciul în nocturnă. Televiziunile sunt cele care hotărăsc ora. Încheiem pentru astăzi și pentru moment acest capitol al Corvinului, cel care a adus, așa cum spuneam, numele de Corvinul în întreaga țară, și cred că am depășit și granițele. Numele de Hunedoara, în primul rând. Și Hunedoara, exact. Și continuăm seria investițiilor, pentru că sunt extrem de importante, și am discutat cu destul de mulți hunedoreni, unii nostalgici, atunci când vine vorba despre Piața Obor, care cred că poate fi numit până la urmă și un simbol, nu al hunedorenilor. Este molul nostru. Molul, exact. Când se va construi al mol, piața rămâne molul. Aici vorbim de investiții, din nou, consistente, da, o viziune mare, destul de actuală, o viziune care cred că putem spune că în multe orașe europene mai vedem astfel de piețe. Sincer vă spun, nu știu exact anul construcției, dar bănuiesc undeva în junul anului 1960, poate puțin mai târziu sau mai devreme, a fost construită piața. Este nevoie nu de o reparație, practic este o nevoie de o modernizare în totalitatea pieței. Am făcut daliul, a fost votat în Consiliul Local, a trecut. În momentul de față, achiziția de PT este făcută. Acum urmează să fie calibrat acest proiect tehnic și să fie trecut prin Consiliul Local. Nu este o idee ce o să facem în mandatul viitor, ci este deja o certitudine, pentru că având PT-ul la dispoziție, putem să începem licitația de execuție, dacă nu din toamna aceasta, cu siguranță să începem licitația din toamna aceasta și construcția de anul viitor. Trebuie să gândim într-adevăr ce se întâmplă în momentul în care începe să fie modernizată piața. Avem câteva idei unde vom duce, vom dizloca comercianții. Asta vreau să întreb, unde își vor desfășura activitatea. Da, este important să ne gândim, vedeți, e ca la fotbal. Unde veți juca, domnule primar? Am gândit planul A și avem și planul B unde vom juca. La fel avem și aici planul A și planul B. Urmează să accesăm bani și pentru piață, pentru că comunitatea nu își permite să pună atâția bani cât costă acest proiect tehnic, dar avem o soluție și aici, chiar dacă de data aceasta, sau din păcate, nu am găsit bani europeni, nu există nicio linie de finanțare pentru piețe.
Dar am găsit o soluție, vom anunța la momentul respectiv, trebuie să fie validată și de Consiliul Local, da. Iar ceea ce am văzut în imagini nu sunt doar imagini, nu ci sunt imaginile, randările sunt din proiect, da, proiect care este scris. Va fi realizat. Va fi realizat, asta exact cum este acolo. Nu sunt doar niște imagini pe care sunt le imagini de campanie. Nu. Atât. Nu, ele există ca și proiect, consilierii locali au și votat Daliul. Urmează să voteze PT-ul, eu știu, maximul de zile, maxim. Un alt element important este infrastructura rutieră. Sunt foarte multe probleme în întreg județul la acest capitol. Ce-i drept, stăm, dacă punem așa în balanță, foarte bine comparativ cu foarte multe alte județe din țară, chiar și din străinătate, pentru că am avut neplăcuta surpriză de a vedea chiar și la vecinii noștri din Ungaria unele drumuri județene, să le spunem, care arată extrem de rău. Așa că județul Hunedoara încă stă bine la acest capitol și se fac în continuare investiții. Investiții în infrastructura rutieră ați ales să faceți și dumneavoastră și deloc puține, pentru că ați luat-o așa cu heirupul, cum se spune, și ați scris foarte multe proiecte pentru reabilitarea străzilor din municipiul Hunedoara. Continuă lucrările și în această perioadă. În momentul de față, noi am făcut două licitații pentru aceste 37 sau 38, mai știu câte sunt, de străzi. Din păcate, niciun constructor nu s-a prezentat la licitație, considerându-i este standardul de cost care este prea mic. Am purtat discuții la Ministerul Dezvoltării. Proiectantul a primit din nou documentele pentru toate străzile și trebuie să aibă grijă să le calibreze, să se încadreze standardul de cost, dar totodată, acolo unde este nevoie a fi depășit, să ne asumăm noi ca și comunitate locală, adică, cum să zic eu, n-am primit un pahar plin de apă pe Anghel Salinii, prețul poate care ar trebui să fie la ora aceasta, am primit jumătate. Atunci haide să luăm totuși jumătatea aceea de bani din partea statului și unde e necesar să punem și noi. Iată, și vom intra din nou în licitație, da, vom intra cu toate străzile acestea, sunt străzi care, am spus-o, după ce terminăm de asfaltat tot ce înseamnă orașul în sine cu aglomerarea urbană, vom intra în străzile de casă, aici în linii foarte mari sunt străzile de case din Hunedoara, dacă reușim într-o lună, două, să licităm, am putea undeva în toamnă să începem. Aș vrea să începem cu strada Buituri, pentru că pornește din bulevardul Dacia, care este asfaltat, și toată mizeria de pe stradă intră în bulevard. Plus de asta e un disconfort foarte mare. Cam de acolo vom începe cu zona respectivă. Trebuie un pic de răbdare. Vedeți, nu noi avem o problemă ca administrație, și faptul că nu există societăți suficiente care să lucreze. De asta cred că se discută în fiecare emisiune. Exact, și să nu uităm că și aceste lucruri care duc la desemnarea unui câștigător, unei firme câștigătoare, o să însemne la un moment dat poate și contestații și acest lucru duce la întârzierea lucrărilor, așa că de cele mai multe ori primarii ne spun un termen, însă nu ține neapărat de dumneavoastră data exactă la care demarează aceste lucrări. La fel de important, sau poate și mai important decât străzile, este sănătatea. Educația, cumva, sunt cam pe aceeași, sau ar trebui să fie pe același nivel. În ceea ce privește investițiile pe care le-ați realizat în cadrul Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu din Hunedoara, acestea sunt consistente și, din fericire, și modul în care personalul medical tratează pacienții este unul, poate exemplar e mult spus, pentru că mai avem mult până la perfecțiune cu toții, dar comparativ cu alte spitale, lucrurile se desfășoară din ce în ce mai bine aici și pe plan de investiții, dar și pe latura aceasta relațională între medic, asistente și pacient. Lucru extrem de important. La DEVA recent s-a inaugurat secția nouă a UPU și dumneavoastră aveți planuri mărețe în ceea ce privește unitatea de primiri urgențe a spitalului din municipiul Hunedoara. În momentul de față, unitatea de primiri urgențe de la Hunedoara este ultimul pariu pe care trebuie să-l câștigăm. Este singura zonă care nu a fost modernizată.
și cât de curând vom începe și această zonă. Am văzut că adversarii politici acum în precampania asta își pregătesc diverse oferte electorale. Eu am mai spus-o într-o emisiune a dumneavoastră, domnilor, doamnelor, citiți cu atenție ceea ce a votat Consiliul Local și citiți cu atenție achizițiile făcute pentru anumite proiecte, pentru că nu poți să vii și să spui vom face UPU în condițiile în care voi, adversari, care sunteți și consilieri locali, ați votat daliul de la UPU, documentul de avizare a lucrurilor de intervenție, da? Și știți că deja lucrurile au demarat. Să înțelegem că unii consilieri locali nu știu ce votează? Da, cu siguranță, ori nu știu ce votează, ori sunt atât de ipocriți ca să promită oamenilor lucruri care deja sunt pe cale de a se îndeplini. Eu nu pot să vin și n-am venit nici în celelalte campanii. Sau, mă rog, în campania din 2016 am venit cu idei de proiect. Erați la început. Dar era cu totul altceva. Ideile mele nu se călcau peste ideile primarului în funcție de atunci. Veneam cu altceva, ceea ce s-a prezentat 8 ani de zile și s-a și făcut. Unitatea de primiri urgențe în maxim 2 săptămâni de zile vom avea proiectul, acesta așa trebuie să arate, am cerut să fie către stradă, să fie construită. Mă rog, este o randare poate nu foarte reușită, dar este clar că unitatea trebuie să beneficieze de un proiect. Va fi o proiectul clădire va nouă, fi practic. Votat, da, va fi o clădire nouă. Ce este important, acea sală de așteptare, care întotdeauna naște o întreagă polemică, stai pe scaun și tu nu știi ce se întâmplă în momentul de față, dincolo de ușile închise. Ce grad de dificultate există la bolnavul care a intrat acolo? Dacă vine un caz de accident rutier sau de accident de muncă, pe tine te doare ceva și cea mai importantă problemă este a ta. Întotdeauna. Pe tine te doare o unghie. Pe tine te doare, ai o durere de rinichi, nu poți să respiri. Este cea mai importantă problemă a ta, nu te interesează că dincolo e un stop cardiac. Dar cel mai frustrant este că nu vezi ce se întâmplă dincolo. Și ai impresia că medicii de fapt nu fac nimic. Și nu vor să te cheme. Și atunci a spus și managerului și proiectantului, vreau open space, vreau spațiu deschis aici, pentru a exact cum este în filmul Spitalul de Urgență, filmul american. Toată lumea a avut un șoc atunci când a rulat filmul cu ani de zile în urmă, când a văzut acolo că te așezai, era un secretariat care nu avea o ușă pe unde să intri, exact. Sau un geam pe unde să... Nu, era la vedere, totul era transparent. Totodată, cu acel sistem de comunicare în care să se afișeze clar înăuntru, este o intervenție de gradul, nu mă pricep, zic și eu acum, grad 0, grad 1, grad 2, grad 3, urmează Popescu, urmează Ionescu, urmează Georgescu, lumea are nevoie de o comunicare, atunci. Da. Exact. Și UPU asta va însemna nu în primul rând, dar va însemna și această comunicare dusă la limita decenței, a bunului simț, în așa fel încât cetățeanul să nu se simtă abandonat împreună cu durerea lui, ignorat. Pe acel scaun și să nu știe ce se întâmplă dincolo. Va avea posibilitatea tot timpul de interacțiune și evident de această dată vorbim de săli moderne, ca în Occident, unde să fi preluat, de toată logistica. Ne-am gândit absolut la tot, se lucrează de mult la aceste documente care urmează, așa cum am spus, să fie votate în Consiliul Local. Nu sunt promisiuni, sunt certitudini. Poate vor fi mai atenți acum acei consilieri locali. Nu cred că vor fi mai atenți, sunt convins că o să tipărească materiale de campanie, pentru că le-am văzut pe Facebook și din păcate, cum să zic, bun, o să râdă lumea, dar nu e ok față de clasa politică. Haideți să promitem oamenilor ceea ce urmează noi să facem. Noi ca și candidați, noi ca și primari, păi noi ca și echipă. Probabil asta este viziunea, să vă continue dumneavoastră proiectele, nu? Păi da, dar nu mai trebuie să promit așa ceva, pentru că ar putea să spună că vom face un nou proiect. Banii s-au consumat, deja s-a făcut proiectul.
Și nici nu a început campania, dacă stăm bine și să ne gândim. Și nu pot să le continuă, că nu vor câștiga. Haideți să mergem mai departe cu o altă emblemă, dacă am vorbit despre Corvinul, despre Spitalul Municipal dr. Alexandru Simionescu, trebuie și este obligatoriu să discutăm și despre Castelul Corvinilor, aici unde după zeci de ani, poate chiar sute, se întâmplă minuni, pentru că sunt proiecte pe fonduri europene în valoare de multe milioane de euro care vin să completeze cumva întreaga magie a acestui castel și nu se încheie bine un proiect că urmează să demareze un altul aici la castel. Aveam o discuție cu Sorin Tincu, cu directorul castelului, cu an de zile în urmă și spuneam, Sorină, dar în mod normal cât mai continuă lucrările astea? Eu eram viceprimar, dacă nu greșesc, și ce domnul primar, atâta timp când nu le faci cu cap. Tot vă continuă. Astăzi pui niște țiglă pe un acoperiș, mâine mai repari mâna curentă de nu știu la care scară. Atunci am gândit totul la scară mare și am spus, une doar la scară mare. A fost proiectul acesta de 5 milioane de euro de reabilitare. Deja urmează celălalt proiect, îi spunem etapa 2, ca să înțeleagă lumea despre ce este vorba, și totodată alt proiect de modernizare cu curtea exterioară, cu clădirile. Cum vorbeam cu Sorin atunci, zic că intenția noastră până la urmă, viziunea noastră ar trebui să fie următoarea, să se finalizeze odată tot ce înseamnă reabilitarea castelului. Zic, dacă ar fi așa, cam care an ar fi de referință ca început? Și el mi-a spus clar, de la momentul incendiului, marelui incendiu din 1854, ați putea fi primul primar care reușește reabilitarea în totalitatea castelului. În următorul mandat, cu siguranță, pariul important față de castel acesta este să facem pariu că vom fi primii care vom reabilita tot ce ține de castel și de ceea ce este în jurul castelului, mai ales că în jurul castelului se lucrează la pietonala care pornește din centru vechi, din centru istoric, am spus să nu mai spunem centru vechi, haide să spunem centru istoric, și care ajunge la poarta castelului. Sunt proiecte integrate, nu sunt ușor de făcut pentru că sunt constructori diferiți, dar dacă ești zilnic între ei sau măcar o dată la două zile pe fiecare proiect, gestionez mult mai ușor aceste probleme. A doua etapă a acestui proiect, când vor demara, de fapt, lucrările? Cât de curând? Anul acesta se încheie. Anul acesta s-a încheiat deja proiectul 1, da? Și deja o să demareze celălalt. Noi n-am încercat să mergem la fiecare finalizare de proiect cu panglica și să o tăiem. Am spus, fraților, haide să lăsăm aceste costume vechi ale administrațiilor locale când găseai tăiai moțul la fiecare WC-ul, la fiecare filigorie, la fiecare conductă de gaz. Avem exemple nenumărate. Am făcut un comunicat de presă, am spus, am finalizat etapa 1 fără să fie moț primarul acolo, că nu este nevoie. S-au dus cei care trebuiau să semneze. M-am dus după dâns și am văzut cu asta subiectul este închis, l-am pus în raft acolo, urmează etapa următoare. În prezent la Castelul Corvinilor cei care își doresc să-l viziteze trebuie să știe că zilele acestea sunt unele filmări, se filmează un film, Noaptea lui Vlad, sper că nu greșesc numele. Din câte am înțeles și de la domnul Sorin Tincu, programul de vizitare nu este afectat, așadar cei care își doresc să-l viziteze o pot face fără niciun fel de probleme. De-a lungul timpului au fost turnate foarte multe filme românești și nu numai, pentru că interesul față de acest castel a venit și de dincolo de ocean chiar, pentru multe producții cinematografice și sunt convinsă că interesul acestora va continua și pe mai departe. Continuăm și noi seria proiectelor și ajungem încet, încet la o zonă cunoscută foarte bine de către hunedoreni, la Trepte. O zonă pe care ați schimbat-o în totalitate aproape și radical și spectaculos. Exact, iluminată cum altfel decât cu
cu albastru, nu? Pentru că alb-albastru deja este așa, prin sângele hunedorenilor, nu? Da, sânge albastru. Da, așa este. Și autobuzele sunt alb-albastru și scările sunt alb-albastru. Iată, avem în imagine acum... Și aici ați mai fost criticat din câte am observat, că ați făcut un fel de Las Vegas, că idee ați avut, dar îi lăsăm pe cei și care ne urmăresc să mă credeți că ceea ce văd hunedorenii acum, mă iertați, este doar jumătate din ceea ce ne-am propus. Adică pentru ceea ce vedem acest, acum nu este finalul? Nu, urmează un alt proiect, ca și la Castel, etapa 2, Pe alt proiect, da, care este propus deja în momentul de față, discuțiile sunt foarte avansate ca și viziune, această alee pietonală va continua înspre Parcul Corvin, respectiv înspre Bulevardul 1148, iar pe zona pe care hunedorenii o cunosc, zona de deal unde este construit liceul Gojdu, va fi un mare anfiteatru pentru copii, iar de acolo vor privi direct pe stadionul nou. Imaginați-vă dealul, că este înalt, da? Sunt niște scări acum foarte rele, scările alea vor fi modernizate ca aceste scări, pornind direct din stradă, aleea pietonală care înconjoară tot dealul, iar la mijlocul lor un mare anfiteatru. Este ceva de vis. Eu le-am spus ce doresc, iar cei care au gândit proiectul, ca să spun așa, mi-au făcut o randare, încă nu o prezentăm. Așteptăm spectaculos cu interes arată, să o vedem. Spectaculos. Poate este unul dintre cele mai frumoase proiecte care există în Hunedoara. Modul în care s-a lucrat foarte, foarte profesionist. Foarte profesionist. Eram întrebat de multe ori și criticat, dar de ce n-a spus balustrade? Păi nu. Acum, vezi pe Facebook că începe o lucrare și te gândești, dar de ce nu faci și aia? Nu, ne gândim la toate. Am pus și balustrade, am spus, vor fi balustrade, vor fi bănci, de ce n-aveți bănci? Vor fi bănci, de ce n-aveți coșuri de gunoi? Sunt coșuri de gunoi, dar de ce n-ați luminat-o cu LED ca pe cealaltă? Sunt luminate cu LED, erau trase cablurile. Poate ar fi trebuit să o și acoperiți dacă plouă, dacă... Noi am spus la început, adică ideile dânșilor care scriau, erau de fapt ideile noastre, dar încă nu se puteau concretiza, că nu dai din... faci din mână și se construiește peste noapte. A durat ceva. Dar acum, atât de încântat sunt, de multe ori cobor dimineața sau ori seara pe acele trepte în drum spre casă și văd zeci de tineri care își fac fotografii, care intră live pe Facebook de acolo. Asta a format cenușiul. Încântare mai mare decât asta nu există. Acum nu existau decât treptele. Acea zonă pietonală era de fapt o pădure, era o pădure amazoniană, spuneam de multe ori jungla urbană. Nu, și puțin spus pădure, lăstăriși, oameni ai străzii, saltele, seringi, câini comunitari, mizerie de nedescris. Ați reușit să și când mi-am adus aminte de această zonă, zic eu știu că aici a fost o pietonală făcută, hai trebuie să existe ceva. Nu că nu există, că vă aduceți aminte că... Vorbiți de prea mulți ani în urmă. Vă rog să defrișăm. Hai să defrișăm. Și când am defrișat, am găsit zidurile de sprijin, am găsit urme de pavaj, urme istorice de pavaj și așa s-a născut ideea pietonalei pe subdeal. Pe care ați realizat-o în timp relativ scurt. Realizată destul de repede, nebăgată în seamă de foarte mulți, dar la final a fost wow. La fel cum și dacă aveți celelalte scări de la Liceul 3 cu izvorul, unde toți, marea majoritate a hunedorenilor din zonă mergeau și luau apă de acolo, stăteau la o șuietă și acea zonă toată este branduită la fel ca și asta, doar că scările sunt mai înguste. Mai avem, cred că vreo 5-7 minute maximum din această emisiune. Vreau să vorbim puțin și despre un alt subiect care este de interes la nivel european până la urmă, panouri fotovoltaice care vin să sprijine cumva și buzunarul administrației locale. V-ați gândit și la implementarea unor astfel de proiecte? Eu am avut tot felul de cerințe pentru a se pune panouri fotovoltaice pe terenul primăriei de la mulți investitori. Și inițial, în discuțiile cu echipa, am spus, bun, haide să scoatem la concesiune. Făcând niște calcule, ne-am dat seama că primăria nu se alege cu foarte mult. Și am zis, totuși există un interes.
Hai să așteptăm un pic. Și interesul s-a dovedit, de ce există, poți produce curent, a intrat în rețea, câștigul este mare. Dar de ce să nu facem noi? Am început să studiem posibilitatea aceasta, am identificat niște locuri unde avem CFE-urile deja, ne-am consultat cu firmă de specialitate și am dat drumul la un proiect în care noi vom produce curent electric pentru municipiul Hunedoara. Deci, practic, încercăm să acoperim tot curentul, tot consumul stradal și al clădirilor publice. Acesta este pasul numărul 1 și este foarte important, chiar dacă cetățeanul nu-l interesează. El vrea să vadă treptele, Albia, poate să vorbim și despre ea, parcurile noi. Este important să te uiți câți bani ai în buget. Proiectul este deja gândit, urmează să fie votat în Consiliul Local, sper să nu le treacă prin cap să-l fure și pe ăsta. Nu că mă deranjează, mai degrabă mă amuză acest fur de idei, dar eu nu expun niște idei. Eu spun că avem documente care chiar le-au votat domnii în cauză și, de asemenea, următorul pas este acela de a instala panouri fotovoltaice pe clădirile publice, școlile în principiu, la spital am și făcut-o. Poate spun că o să pună la spital, dar vedeți că există la spital. Sunt. Fraților, există deja câmpul montat. Ce vă faceți cu acești adversari politici, domnule primar, acum în această perioadă de pre-campanie și campanie? Pentru că am văzut și în mediul online, unii dintre ei au venit cu tot felul de idei, să le spunem. Ba că sunt prea multe semafoare în municipiul Hunedoara, au vorbit despre proiecte în pădurea Chizid. Sunt foarte multe lucruri cu care iasă acum la rampă, să spunem. Vă rog să mă credeți că nu urmăresc absolut deloc ceea ce spun dânsii, dar într-adevăr sunt colaboratori care vin și amuzați așa mi-arată. Domn primar, ia uite-te cam ce se propune. Nu sunt prea multe semafoare, sunt exact cât trebuie. Proiectul acesta a fost vizat și a fost aprobat de consilierii locali, exact cei care spun că sunt prea multe semafoare. Nu, chiar ei l-au votat. Revin cu întrebarea și insist să înțeleg că nu știu ce votează unii consilieri. Cu siguranță nu citesc, pentru că dacă ar fi citit stimabilul domn, ar fi văzut care sunt intersecțiile semaforizate. Nu sunt multe, sunt exact cât trebuie. Am văzut, mi-au spus iarăși într-o seară că arată Albia râului Cerna cum o să se plimbe vapoarele. Mă iertați, dar la Amblia râul Cerna se lucrează. I-au votat proiectul. Se pot duce pe Albie, în momentul de față, în centru istoric, și să vadă că se lucrează. Nu mai poți să faci un alt proiect, că nu ai cum. Că el există. Pădurea Chizid este arie protejată. Nu ai voie să intervii într-o arie protejată. Nu ai voie să construiești castele în arie protejată, căsuțe de bază, indiferent cum le colorești și ți-a ochiul, nu ai voie. E simplu. Și noi am încercat și alții au încercat înaintea mea, de sunt lucruri care le poți face și sunt lucruri care le poți face. Iarăși îmi spunea cineva de modernizarea centrului vechi, centrul istoric, cum vreau să-i spună hunedoreni, cum aș dori să-i spună hunedoreni, sună mai bine. Păi nu se lucrează la el. Pot să vă arăt filmări, că se lucrează și primăria este chiar acolo. Când vin la ședințele de consiliu, să mai facă 3 pași pe jos, să vadă că se lucrează. Ba mai mult, puneau în fotografie clădiri și pe stânga și pe dreapta, fraților. Pe stânga sunt, dar sunt private și deja își modernizează fațadele. Foarte frumos. Foarte frumos. Deci la finalul acestui proiect de reabilitare a centrului istoric, da, vor fi reabilitate și fațadele clădirii. Ei și le reabilitează în momentul de față, proprietarii. Acum se lucrează la fațade. Și propuneau alte clădiri pe stânga, probabil că urma să le demoleze pe acestea, și alte clădiri pe dreapta. Dar pe dreapta nu poți să construiești pe dreapta, pentru că e parcul și Cerna. Pe unde vii? Adică când faci o idee și vrei să faci o randare, să o photoshopezi, grijă mare până unde te duci cu ridicolul. Pe mine mă interesează ca cetățeanul să fie informat corect de toți politicienii. De noi toți. Domnilor, vreau, am și eu o idee acum, poate că are noi proiect. Povestesc despre ea și pot să arăt o randare cu aproximație cum va arăta. Dar nu... Nu pot să le spun că tot ce zboară se mănâncă. Avioanele nu se mănâncă, mă iertați.
Întotdeauna am venit în fiecare emisiune, nu vorbesc de campanie electorală, vorbesc de emisiunile, de informare, acestea în care vin și în care le spun cetățenilor, asta se poate, asta nu se poate acum, asta nu se va putea niciodată. Că mâine ori să, am văzut că spuneau vor fabrici și uzine. Fraților, combinatul siderurgic de la Hunedoara, așa cum îl știm noi, nu se va mai construi în timpul vieții noastre. Sub nicio formă. Politica Uniunii Europene, din care facem parte și noi, nu mai permite așa ceva. Nu mai facem acea metalurgie, siderurgie pe care o știm noi de la părinții și bunicii noștri. Și atunci și le propun oamenilor fabrici și uzine. Lucruri actuale, să vin cu lucruri reale. Actuale, lucruri reale. Eu vreau să spun doar ceea ce se poate face și în ce stadiu suntem cu toate aceste documente. La ce campanie, votate încă o dată de către ei. La ce campanie electorală vă așteptați în municipiul Hunedoara, având în vedere că deja adversarii dumneavoastră și la fel de candidați la fel de murdară, la fel de murdară ca și în urmă cu 4 ani, cu aceleași conturi false, pentru că unul dintre contracandidații are un cont fals și este foarte interesat să dea distribuiri multe, un cont fals. Nu este un cont asumat cu numele dânsului, este un cont fals. Invită prietenii din listă, pentru că se vede pe Facebook, nu e mare lucru să verifici. Uitați-vă la pagina aceasta falsă, pagina pe care am reclamat-o inclusiv la Ministerul Digitalizării, inclusiv la Inspectoratul de Poliție, inclusiv la SRI, la toată lumea, la DICOT, și sunt sigur că până la urmă se va vedea cine este cel care a făcut acea pagină falsă în care folosește inteligența artificială și doar își bate joc de noi în fiecare zi. Nu pe ceea ce lucrăm, pe modul cum arătăm, pe modul cum își imaginează ei că ne comportăm. Ăștia sunt adversarii mei, dar sunt și adversarii cetățenilor. Nu poți câștiga alegerile cu inteligența artificială rostogolită pe Facebook, nici măcar asumată, că atâta curaj are acest cetățean, îi plin de curaj, deci are un curaj debordant în ghilimele. Mediul online. Da. Sigur, tot el, cel care făcea afișe false despre noi, cum ne retragem noi din campanie, cum nu o să mai candidăm, cum ne batem soțiile, tot felul de tâmpenii de genul acesta. Și apropo, pe scurt, aș dori să mă dea în judecată dacă nu se simt, dacă se simte lezat. Atunci aflăm și cine este. Interesant. Interesant. Chiar îl rog să mă dea în judecată, pentru că am spus că se află și în spatele conturilor false și în spatele acelor flyere jignitoare la adresa familiei mele din urmă cu 4 ani de zile. Nu-i pronunț numele, dar dacă mă va da în judecată, că abia aștept, atunci cu siguranță vom ști la cine ne referim. Așadar, o campanie deloc comodă, să spunem. Nici o campanie nu este comodă. În fiecare campanie, noi politicieni venim în fața dumneavoastră, pentru că nu putem să adunăm 60.000 de oameni să le spunem ce urmează să facem, nici nu avem unde, stadionul oricum va avea 10.000, venim și prin intermediul televiziunilor explicăm. Vreau să explic ce urmează să facem pentru oraș, pentru cetățeni, pentru noi toți. A povesti despre ce a zis ăla și ce a zis ăla, chiar nu vreau, am atins cumva tangențial acest subiect, dar nu vreau să-mi ocup timpul cu asta, mă ocupă prea mult timp a le răspunde, nu deci vreau nu să intru, răspunde... nu mai vreau să răspund, vreau să discut exact despre ele, să venim cu imagini, să le arătăm, să fim categorici în ceea ce facem, să respectăm legislația. Acesta este interesul administrației locale actuale și viitoare din Hunedoara. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, pentru toate informațiile pe care le-ați adus în atenția hunedorenilor, în primul rând, a celor care ne urmăresc și vă urmăresc activitatea și vă mai așteptăm în emisiune. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc, toate cele bune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!